Mă numesc Blidaru Denis și am 16. De când ești în ansamblu? Sunt în ansamblu din luna iunie anului 2018, atunci fiind și primul meu contact cu dansul popular. Îți place dansul? Ce înseamnă dansul pentru tine? Dansul pentru mine este o activitate pe care nu o practic în timpul liber, ci îmi creez timp liber pentru aceasta. Exersezi acasă sau doar cu instructor? În săptămânile în care facem repetiții mai des, exersez în principal doar la repetiții alături de instructor, însă când facem un pas mai nou sau este un timp mai mare între repetiții, repet și acasă. Înțelegi din prima cum îți explică instructorul sau... În majoritatea cazurilor da, dar sunt cazuri în care trebuie să insistăm mai mult pe anumiți pași. Este dur cu voi sau este foarte moale, maleabil? Pot spune că ar putea fi puțin mai dur, preferabil, dar nu cred că este un dezavantaj acesta. Primul dans pe care l-ai învățat, cum l-ai învățat? Primul dans a fost mai mult furat, venind la repetiții mai târziu. Actualii mei colegi dansau și am stat și eu pe margine și am făcut pași. Și în cadrul ansamblului doar dansați sau mai faceți și alte activități? În afară de dansurile pe care putem să le practicăm oricând, ne axăm și pe anumite obiceiuri de iarnă, cum e dansul capelor, dansul cailor, anumite urături și, desigur, mai nou, am recăpătat un dans pe care nimeni nu-l știa și anume obiceiul chipărușului, provenit din Vrancea. Este un obicei precreștin, obișnuia să se facă la funerariile oamenilor, dar acum îl practicăm ca obicei de iarnă, semnificând simbolic moartea anului vechi și învierea celui nou. Mulțumesc. Ați văzut? Luați exemplu!
bucă sunt mai noapte, bine mai merim. Așa de rog, pare rău, că aici-i norul. Hai mă rog, să bucă sunt mai noapte, bine mai merim. Așa de rog, pare rău, că aici-i norul. Hai de vreda, te vreda, aici nu s-a mărăsat bună. Hai de vreda, mă vreda, ce pe soare, ce pe lucru. Hai de vreda, te vreda, nu domnul, te văd suntem. Hai de vreda, te vreda, ce te place, te trece. Hai un lucru, că vine nimic, hai la hai și iară. Hai la un loc, un prietenii, nu știu, nu știu, cea mai bine. Și ca un cântec de voie bună de la noi de pe Valea Cașinului, iar inima să vă fie mereu tânără și frumoasă precum hora românească.